Știi? Erau niște frigidere pe vremuri cu mâneri de ăsta așa. Mă, da, știi? Mă rog. 2-10, probă. S-aude ecou în compartimentul motor, Mihai. Și puțin, va. Ia mai mișcă, domnul. Ceasul ăsta eu l-am văzut la un video. Sony sau Panasonic. În primii ani după Revoluție. Deci, bă, terminați cu filmele ăștia, cu Toyota, cu dragi, cu laci, că nu e chiar, sunt doar filme. Sună-l pe Popa. Fai de capul meu. Aolo, VGA. Nokia 6230. Dacă eram în Ucraina, într-un oraș bombardat care automat rămâne fără curent electric, ce făceam cu acea mașină? Așa că la o rablă din asta manuală, îi dai a doua, pui contactul, apeși pe ambreiaj, o lași pe pantă și când vei lua piciorul de pe ambreiaj, mașina va porni. Toți haterii la mine. Da? Sfinte Volkswagen care ești în Germania, iartă-mi acest păcat. Ce? Toyota. Da, da. Și una din astea modernă. Cu tehnologie modernă. Frumoasă. N-aș spune. Designul e chestie de gust, până la urmă. Exclusivistă oarecum așa. Da, diferită. Hai să zicem, da, una peste alta față de ce se face. Seamănă cu o insectă, dar nu-mi dau seama cu care. Ah, știi cu care. Cu Luci Popa. E un crossover subcompact, dacă mi-e permis această asociere de termeni. Prea complicat, domnule. Și o să vedem la partea de interior. Eu aș vrea să mă bag un puțin pe dedesubt. Ca să vezi ce? Mi se sări mie ceva în ochi așa. Parcă văd că are... Nu are cum să aibă altceva. Cu niște brațe, cu o bară de torsiune. Da, cu eșapament foarte curat. Nu e pe motorină, nu? Nu s-a făcut motorină pe așa ceva. Da. Că, ci că poluează. Și vedem insigna cu un pic de albastru. Eu aș vedea mai degrabă lufturile astea pe aici, care... Nici la... Să-mi fie iertat, o iau ca tine. Nici la știi tu ce mașină nu sunt chiar atât de mari. Hai, că sunt mari, că sunt mari. Nu e asta problemă. Dar sunt și inegale? Cum facem? Lasă, mari, mari, domne, mari. Dar fă-le egale, zic. Adică... Deschide pe asta... Aia, da. Oricum, e cred că cea mai vândută mașină hibridă la noi. Hai, fără de ăștia, că n-are rost. Cumpăr bagaj măricel. Măricel 370 de litri, sub media clasei. Da? Da. Oh. Bravo, Toyota. Dar cu roată de rezervă. Ce marcă e asta? Goodyear. Da, frumos. Convenient Space, știi că mai economisim spot. Dar n-ai cric? Da, ai de toate aici, Mihai. Ai, e bine, da. Tu nu știi că orice mașină de pleacă... Ăla e un cârlic de remorcare acolo, nu? Da. Așa, acolo e coarba de la cheie. Orice mașină pleacă cu Renault după ea? Nu chiar. La multe este opțiune. Păi, domnul Lupu, ce să zic? Ce nu-mi place mie? Bă, au două cârlige pentru plase. Mici, dar sunt. Știi că Toyota pentru mașina asta a lucrat la dezvoltarea ei din 2013. Da, și în 2016 a fost lansată. Cu 2018, de fapt, în Europa. N-a fost 2018 în America? Și 2016 în Europa? Eu așa știam. Nu știu. Nu mi-am luat niciodată. Nu... Vreau să-mi iau... Mamă, ce e aici? Până să ajungem un pic la interior. Gemulețul ăsta mic și designul ăsta aici, în partea de sus a capotei din spate, mie mi-aduce aminte de Hyundai Veloster. Mie nu mi-aduce aminte. Știi? De nimic. Hyundai Veloster, mașina în patru uși? Nu, domnul. Două pe partea, una pe partea elaltă. E ciudățenie. Iar... Încuietor...
cum se numește ăsta? Mânec de încuietoare, cum? Clanță. Clanță. Pus aici, mie mi-am amintește de un Seat Leon, care era parcă mai, mai frumos. Nu, aici este pus ca la poartă. Știi? Erau niște frigidere pe vremuri cu mâneri de ăștia așa. Mă, da, știi? Mă rog. Și tu vrei să mă urc eu în spate, bag seama. Da. Păi ce-i cu mine? Chiar așa rău te-am supărat? Nu, dar știi ce e interesant? Mașina asta e doar de la de tehnologie. De o tehnologie pe care Toyota o are de vreo 25 de ani, 20 de ani în momentul când o făceau pe asta. Dar uite, faptul că este pusă această tehnologie pe o mașină atât de mică, înseamnă că acea tehnologie a costat mult și n-a mai rămas de restul mașinii. Eu da, așa o văd, practic. Da. Uite un lucru care apreciez, cap holderul ăsta destul de adânc, din care nu o să scadă niciodată nimic. Însă după ce ți închid ușa, nu o să mai apreciez, că o să-ți vină fix în genunchi. Mai apreciez și textura materialului de aici. Care material, domnule? Ce e el, plasticul ăsta? Nu, nu, mai târziu o să facem testul cu bătaia și pe partea alaltă, imediat. Trebuie să terminăm episodul. Nu, că nu e nimeni în mașină, degeaba te uiți. Domnul Lupu? Da? Există o singură mașină în care dacă te plimbi în spate n-ai geamuri. Și te duce 7 ani ca la facultate. Astea sunt aceleași de când eram eu mic. Erai mic în Toyota? De ce să... În fine. Hai să mă extrag un pic. E greu? E dificil? A, nu e așa dificil. Cum ar spune domnul Preda, e invers contra Podos. Dar, o secundă, așteaptă aici. Nu, nu aici vreau, fii atent. Da? Vino cu... A, nu mai fă de ăștia, că iar îmi zice lumea că, domne... Toți haterii la mine. Aoleu, hai și la Opel. Da, dar știi, teoretic astea au fost mai scumpe și astea sunt niște mașini clasice. Auzi? Hai să mergem și pe la Vensis ăla de acolo. Că dacă tot ne afucărăm de ciocănici și un Vensis în parcare... Ia ciocănim, bă, domnul, să vedem ce a avut popa aici. Ops. Nu face chiar așa, dar... Hai, nu, hai și la aia mică. La Mazda asta și... Hai pe ușa din stânga să fie... Păi e aceeași ușă. Asta nu, zic. Nu poate să fie altfel. Mai bine. Vezi? Asta e pe benzină. Diferență. Și all-wheel drive. De mă, domnul, nu mă pricep. Acum, oricum, mașina asta este un adevărat laborator de chimie, de fapt. Că bateriile astea, nichel, MH... Da, da, e laborator de chimie din anii 60-70. Și că așa am citit și noi, nu prea mult, că nu știm să citim, dar ci că prin anii 70, Daimler și Volkswagen, împreună cu laboratoarele Philips, au încercat niște baterii din astea. Nichel, MH, cum sunt pe mașina asta, da? Nu le-au mai plăcut și au descoperit motorina. Nici nu era vreme de așa ceva atunci. Da, nu e nici acum, dacă mă întrebi bine. Este foarte ciudat, însă, că oamenii, din moment ce este printre cele mai vândute mașini hibrid, dacă nu cea mai vândută de la noi, oamenii le cumpără. Oare de ce? Îi încântă tehnologia? Nu, pentru impozit mic. Și consum? Păi nu li se spune, li se spune datele din fișa tehnică, nu am mers nimeni cu ele până să le cumpere. A. Zic. Și aici avem un motor în 4 cilindri. Da. Cu bloc de aluminiu, chiulase de aluminiu. Taman bun. Cu garnitură dintre chiulase și bloc din 3 straturi. Păi da, că aluminiu știi tu. Da. Ce face unul față de altul. Iar motoarele astea cu toate ciclurile 2.10, probă. Sau de cou în compartimentul motor, Mihai. Și puțin vapor pe aici pe la bușon, da, mă rog, prea puțin pentru o mașină. Asta e pe la toate, adică să nu vorbim de funie. Pe la 200 de mii, da, da. Să nu vorbim de funie în casa spânjuratului, că Volkswagen are, dar ăstea furtunele astea de ce se fac așa, că sar de la una la alta. Uite, vezi că sunt dezlase și am mai văzut furtune de astea, inclusiv pe la unele Opel-uri, Moca, prostii de astea. 1.8 ăsta cu cai puțin, Toyota l-are de mult pe... Bă, dar chiar ne auzim cu eco. Deci se aude cu ecoi, ceva de speriat. Vorbim într-o conservă.
Toyota are de mult motoarele astea. Clar, sunt optimizate, sunt puse la punct, sunt montate pe foarte multe motoare, pe foarte multe modele, însă au un pic de poveste. Uleioasă. Da, au poveste uleioasă. Nu că am face reclamă la Ravenel. Motorul ăsta funcționează cu 5W20, în principiu. Și mare atenție cu scurgerile de ulei pe la capacul de la distribuție. Distribuția pe lanț fiind. Și pe la capacul metalic se întâmplă să mai pierdă câteodată. Văd că aici e ok. Dar înainte de a pierde, îl consumă. Atunci apare problema când și consumă și pierde. Ce face? Îl consumă sau pierde? Asta una la mână. Atunci ți-i Volkswagen, domnul Lup. Și știi o chestie. Da. Consumă doar motorină și nu multă. A doua poveste cu motorul ăsta, că datele tehnice și detalii despre ce cicluri folosește și alea găsești peste tot în principiu. Și dacă nu găsești, afli tu, oricum nu te interesează ca utilizator. Dar când te duci și cumperi una la mâna a doua, ar trebui să știi la ce să te uiți, so, la o mașină. Eu știu ce-am mai auzit așa despre cutiile de viteze. O reparație la ECVT sau cum mi se spune ei, e cam 4.000 de euro. Da. Să revenim la problematicile cam de pe motor. Cam cât va costa mașina? Pe la 10 ani? Da. Nu mai repari. Să revenim la următoarea problemă după pierderea de ulei de la capacul de la distribuție. Se întâmplă cu pompa de apă. Care și aia are probleme. Da, și aia are probleme și undeva la 60.000 de kilometri necesită înlocuire. E pe accesorii sau pe lanț? Cred că e pe accesorii, nu? Asta nu mai știu să spun. Dacă te uiți tu și vezi ceva... Nu, se îmbărligată rău. Dar... un avantaj la chestia asta ar putea fi că înainte să-și dea duhul de tot, începe să piardă lichid, da, și să motorul. Facă incomod. Păi da, și calezi motorul. Dacă ești un începător sau o persoană care n-ai avut prea multe mașini și ți-ai luat o mașină de asta nouă, că ai văzut-o promovată și... O altă problemă care a apărut, că nu credeai că am terminat, unde te grăbești? Văd că tot fugi de mine. Zici că te-a plătit Ford-ul să faci reclamă la... Da, nu am lucrat în viața mea pentru Ford, deși mi-aș dori și deși, mă rog, sunt unele oportunități în viitor. Doamne ajută! Sistemul valvematic, eu pentru n-aș că vrea avem... decât să lucrez la Volkswagen. Avem un motor cu sistem valvematic, care și ăla... La cea mai mică problemă, poate, nu că poate, trebuie să fie înlocuit în totalitate pentru a evita următoarele neplăceri. Nu știu ce cred, domnul Lupu, despre motoarele astea. S-ar putea să nu fie foarte optimizate pentru benzina din Europa. Mă înțelegi? Da și nu. Da și nu. Oricum, unde se fac? În Japonia și în Turcia. Thailanda și China. Dar asta sigur e japoneză. E sigur japoneză, da, da. Uh-huh. Păi hai să ne uităm... La serie. Da. Unde are asta? NMT. Ups. E în geam aici. Da. Da, nu, e ok. Acum, care e procentul, ca să nu zică lumea că suntem într-adevăr hateri, care e procentul din mașinile total vândute la care apar problemele pe care le-am spus? Doar serviciurile ar putea să vă spună dacă sunt onește cu voi. Dar căutând pe forumuri, eu cred că găsiți într-adevăr. Domnul Lupu? Da? Ești amabil să citești pe acest geam lateral sau pe parbriz, au, firma care îl construiește? Hicecam, parcă. Uh-huh. Eu am căutat pe Google. Așa? Și am găsit Hicecam Buzău. Ah, Automotive bun. România. Ce-or face oare? Păi, ce-ar putea să fac? Ah, geamuri, e bine. Hai să mergem la plimbare, că am murit de cald. Ce rău să mă las secundă? Te las, poate te las la întors. Hai, mergi, de fapt nu, mergi tu la dus și merg eu la întors. Și nu te grăbi să pleci cu numerele de la DM Auto. Iartă-mă pe mine. Opa! Pune la CIA. Passatul închis. Cheia în ușă.
în ușa asta de plastic, cu plastic și plastic. Îmi dai voi puțin? Păi, e fabrica de plastic, dacă parbrizul o fi făcut la Buzău, restul de plastic e tot, nu contează unde e făcut. Ah, de când am încercat un lucru. Ia mișcă puțin de scaunul ăsta din dreapta, bine, trebuie să mișcăm de al tău. Ah, e bine, ăsta... Stai că mișcăm și de al meu, că pot dau jos. Nu e. Ia, mișcă, domne. Ia mai mișcă, domnul. Să trăiască domnul pe unul, salutăm acolo la marul mării și ne vedem în septembrie. Te duci în septembrie? Mă duc. Mă duc ca săraci, la mamaia, bineînțeles. Aha. Pornește-o. Stai și că... fără coare. O secundă, am aici. Opa. Așa. Ce mi-arăți aici? Niște găuri. Păi, cum... Poate mai vine ceva și lipsește un plastic ceva. Nu, e adunătură de coș de gunoi sau ceva. De ce ai face două găuri aici? Remove for L high, ok. Ah, că dacă e da. Mai mare sau mai mic. Păi da, da. Pune la loc. Se strânge aici. Stai să-l pun la loc cum trebuie, că nu știu cum să-l pun. De mers, merge acum? Așa, merge, că bagă acel... Wow, am luat pe două, așa, pe 22 de grade. N-are și el de la de dual? A, da. Așa. Așa. Bun. Fii atent aici, că mașina e în funcționare acum, da? Păi, probabil că da. Și o problemă pe care am văzut-o încă de când m-am urcat. Ia fii atent. Nu se întâmplă nimic. Cum nu se întâmplă nimic? Păi poate nu se fac operează. Păi... Și cum? A, să-i dai din... În mers? Păi în mers nu vei face niciodată lucrurile, că nu o să poți, trebuie să o faci numai de pe volan. Păi nu, dar vrei să-l faci ca să nu mai... Dar nu vei avea... Știi? A, că sigur, bineînțeles. Dacă pe loc și cu... De, cum așa ceva? De ce nu-și merge ăsta? Domnul Lupu. Bine. Opa. Ce se aude? Un motor termic. Așa se aude motorul termic. Așa se aude motorul termic la aia. Cu vibrațiile ăștia în podea? Păi da. Câți cai are? Zici că are 3-400 de cai. Păi de unde? Ia are 37.000 de kilometri. Ia accelerează. E blană. Nu mișcă nimic momentan. Păi și cum? Deci uite. EV mod, uite domnul Lupu aici. Ce scrie pe bord? EV mod unavailable. De ce? N-are pentru curent. Că n-are curent dacă e ACU și... Trage că... un cablu de la stâlpi ăștia ceva. Hai să ne punem centura întâi. În fine, fii atent aici. Ce observ eu la ea? Ceasul ăsta eu l-am văzut la un video. Sony sau Panasonic. În primii ani după Revoluție. De jur, e identic. Ăla scala Cielo. Da, da, da. Dar, în față... Pe una peste scaune, alta. Peste aceste scaune care nu pot fi reglate pe înălțime, este loc. Bine, este loc ca să dai cu genunchiul aici, exact cu rotula, cu partea care mai dureroasă în mânerul ăsta, care cineva putea să-l pună puțin mai sus și erau lucrurile cum trebuie, dar e loc în ea, nu? Iar scaunul e destul de confortabil, nu e foarte tare, nu e foarte moale. Plafonul e interesant, negru, cu niște urme de alien pe el, pe aici, de... Fancy, nu știu. Da, bă, Mihai, dar uite, vezi aici, Energy Monitor, care îți arată că acum bagă curent în baterii. Da? Manevră la curent. Ce mai arată aici? Ceva? Mai sunt 326 de kilometri și e un pic mai mult de jumate. Așa. Viteză medie de 30 la oră. Ce mai avem? Consum mediu de 5,9, dar nu ne spune pe ultimii câți kilometri. 5,9? Sau poate, nu știu eu, da. Ia resetează-l, dă-i reset acolo. Și uite că am umblat în ăsta la altă aici și uite, aici avem altceva. Curent. Curent. A, nu e curent, e curent. Aha. Aici ai niște stegulețe. Ăsta am resetat. Uite, cel mai bun 4,2. E o medie de 5,5 și ceva. Aha. L-ai resetat? Nu am resetat. Hai să ne punem. Uite că ai și G monitor, ca să... Punctul G. Da, s-a mai liniștit. A, încă o chestie interesantă. Filmează chestia asta, blocatorul de la... Pentru că la multe trebuie să-l apeși spre în jos, da? Așa, și aici cum te... Nu, aici trebuie să-l ridici în sus ca să dai în... Mă rog, cârlig. Dar mie îmi place asta de aici. Vezi? Deci avem o medie pe la 5, zic eu, și puțin și sub 5. Uh-huh. Da. Update. Bun. Ia, domne, hai pune-te în mișcare. Să nu uităm când ne întoarcem. Băi, dar cum se poate mișca ăsta? Extrem de bine. Aha. Păi stai din țara lui Sony? P-
păi... Navigation is not available. Da. Note. Aaaa, ia conectează-te cu Bluetooth-ul, dar lasă că facem la final. Păi să-l conecte, să nu uităm. Așa, conectează-te. Neapărat că asta, noi am avut o experiență neplăcută cu această... cu o mașină de genul ăsta. De fapt, nu neplăcută. Interesantă, nu știu cum să-i zic. Ia mă, găsește Samsung-ul ăsta al meu. DJ Pocket, găsi bățul. Mi Smart Brand, asta e brățara ta? Da. Și ține-te că-i dau talpă. Gara, domnule, ne fac ăștia cu trotinetele, ce dracu. Deși tentativa asta de turometru sau ce vrea el să fie, era în blană, era în power maxim. Cu motorul iarăși auzea că e sus, știi? Căutare și caută și caută și caută. Las-o așa, le... Bun. Să-mi dai telefonul tău, dar de apreciat sistemul de aer condiționat care a făcut rece pe 22 de grade, deja mașina e rece. Exact. Da. De ce? De ce a făcut rece? Da, atât de repede? Păi eu știu de ce. Pentru că este o mașină foarte mică, domnule. E adevărat așa. Ia ca automata. Cum îi cheamă pe mașina asta? Păi trebuie să o găsești într-un fel. Mie nu... Păi nu, dar poate e setată să nu fie descoperită. Nu există setată, așa ceva la mașină. Ba da. Trebuie să ne uităm pe la... Uite, add a new device, ia de-i. Aha. Trebuie să scoatem unul dintre telefoane. Așa. Scoatem, care scoatem S7-le, că e vechi. Da. Nu cred că mai are nimeni S7. Delete. Yes. Fii atent la drum că mă ocup eu aici. Da, da. Am și coșciug în spate. Ce coșciug? Nu mai vorbi prostii din așa, domnul. Domne, eu spun ce... Gata, cred că asta e ZF, asta, cifrele ăștia pe aici. Se obține numele. Ce, are codul motor trecut la... Nu știu. Vrei tu să mergem Toyota la dreapta? Toyota Touch! Da, domnul. Și de ce mergem cu ea la dreapta? Ia vizezi sau nu? Gata, domnule, S22 Ultra Hes vin Perth. Ia să vedem. Se permite. Se permite la contact, se permite, domnule, tot. Gata, domnule, asta a fost. Și de ce? Se presupune că o mașină din asta ți-o iei, în special pentru deplasările urbane sau în zonele apropiate orașului. Adică dacă ești un cetățean care locuiești lângă Craiova și faci o navetă de 7-80 km cât faci până la Craiova. Și faci cu o mașină ca asta, că te încrezi în tehnologia din ea, care este economică, cu toate că prețul unei mașini astea cred că e vreo 22-25 de mii. Și dacă ți-e un Opel ca al tău, îți mai rămân cam de încă nou, cu care poți merge, sau de banii aia poți merge, mă rog, în fine, nu intrăm în chestii din astea economice, că deja sunt derutante. Dar vei face naveta cu ea pe un drum ca asta, exact unde ea în... Bă, Mihai, ai văzut? Stai așa mai dă... Uite-te și tu cum se mișcă ecranul ăsta. N-ai domnul Lupu și de ce se mișcă așa? Bă, Mihai, bă! Dar și de ce se mișcă de așa? Ce? N-are curent. E pe curent, nu are. Hai, bă, Mihai, bă! Dă-o pe 25 de grade, că la... o nu merge ăsta bine, dar rece a făcut în ea. Iar... Ce? Materiale din astea moderne, dar mă așteptam să fie o idee mai bună la Toyota. Ce apreciezi faptul că gemulețul ăsta de aici e destul de măricel, iar stâlpul nu ți oferă un unghi mort foarte mare. Și oglinzile bine amplasate. Da. Bun, dacă ați reușit să vă uitați până în acest moment al clipului și să nu ne înjurați, apăsați și voi pe butonul de like. Dacă nu v-ați uitat până acum la noi și o faceți pentru prima dată, poate încercați să vă abonați la canalul nostru. Dacă ați făcut lucrurile astea până acum, apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent cu ceea ce postăm. Care zici că mai e starea podului? Aceeași. Măcar avem un indicator pe treața. Deja a făcut foarte rece. De ce? Pentru că ai mers cu recirculare. Păi cine a pornit-o? A pornit singură, probabil. Ah, ok.
Ia dă un mod auto așa și 25 de grade. A, vezi, uite, vezi. Așa, apă da. În auto pornește apă recirculare pentru economisirea energiei, da. Are o mașinuță logic. Ca asta mică, nu e recomandat să mergi cu recirculare. Mai ales dacă mergi 2-3 persoane în ea, pentru că vei consuma mult din oxigenul din nuntru. Bă, ne-am mutat înapoi pe banda asta, e bine. E bine. E o evoluție. Pe aici îți arată niște verde cu roșu. Probabil că acum merge pe curent, nu? Da. Are unele lucruri care mie îmi plac la ea așa. Ai un grad oarecum de confort în scaun. Al doilea lucru. Are frâne. Are. Așa. Consola asta, de exemplu, e interesant desenată, dar parcă mi se pare un pic prea mare pentru o mașină de dimensiunile astea. Da, măcar bine, mare și fără logică, să zic, pentru că nu... Oricum nu poți pune nimic decât da, un cup holder. Da, dacă ai cup holder-le ocupate, nu mai ai un alt spațiu, o cutiuță, o ceva, da, unde să mai pui altceva, vedere, adică e un spațiu pierdut. Eu simt curios cum o să stea pe curbe. Dreaptă. Așa e confortabil. Pentru o mașină de dimensiunile ei nu mi s-a părut să zdruncine pe aici, pe traseul ăsta. Adică un comportament mediocru, așa mi se pare, știi? Nici prea prea, nici foarte, foarte. Au... E bine că are claxon, totuși. Iar pe cutia asta nu te poți baza într-o depășire în forță. Pentru că nu e vorba că nu te ajută motorul, nu te ajută cutia. Moare motorul. Nu moare motorul, moare cutia. Moare cutia, efectiv, moare cutia, adică nu îți dă ce ai nevoie. Ce să ai nevoie, domnule? Ce să ai nevoie? Las-o ușor, că n-ai nevoie de nimic aici. Ai nevoie de ceai de tei, cum ne-a recomandat guvernatorul. Nu o poți. Trebuie ceai de tei cald la 40 de grade afară. Da. Dacă ai un stil de viață... Cranga. Băi, domnul Lupu, băi. Nu-i să s-o călc. Păi nu zici, băi, și cranga. Nu-mi dau seama dacă e rigidă sau moale, pentru că are un comportament foarte... Dar observ ceva? Cu recircularea oprită, s-a făcut caldă în ea, tati. Nu mai faci. Și de ce scrie eco pe ecran aici? Fast eco, alta iurea. Așa. Hai, fă rece. Da, acum fă rece. 23, am dat-o în jos. Da, aici e un pseudo-turometru în bord. Pentru că nu ți arată niște rotații efective. Ți arată un CHG, eco și power. Power. Power mai puțin. Mai puțin. Că nu... Că e verde pe acolo. Niște... Eu cred că, știi ce e interesant? Că Toyota tot merge cu tehnologia asta de 25 de ani și n-a trecut pe electric decât târziu, târziu de tot, pe full electric. Probabil că știu ei ce știu. Însă, pe mine, crede-mă, și să întorc camera acum spre mine, nu îmi spune nimic această configurație de benzină și continuarea ECVT, acel Mercedes diesel electric. Este la an lumină tehnologic față de această mașină. Da, este și mult mai scump, dar principiul de funcționare este același. Probabil că la Mercedes-ul ăla, motorul electric și motorul termic lucrează în paralel pe partea de cutie de viteze. Și împreună au vreo 300 de cai, care de-aia se simțea atât de puternic în accelerații. La mașina asta, eu simt doar un... Și atât. Ia. Și atât. E blană? Așa o mișcă oarecum, dar ai zgomotele astea și ba se turează, ba nu se turează, deci parcă, practic, ești, nu știi ce face mașina efectiv. Nu, și nu-și dă încrederea aia, bă, am nevoie să depășesc și să aduci, știi? Prima dată o accelerezi și după aia se mai gândește ea dacă las-o mai o duce. Nu, nu știu. Că deja la 100 poate... pe oră da. Are și niște zgomote de vânt. Poate nu sunt eu obișnuit, nu știu că o conduc
Posibil, nu zic. Dar... Ba, gata, ia parcare, cum e, că dacă aveai manuală, bă... Dar există și manuală, mi se pare. Ok, dar nu cred că cu plug-in. Nu cred că cu hibrid. Vezi dacă nu citim instrucțiunile. Ai observat ceva cu acest Logan care este aici? Că e aici mereu? E aici mereu, în aceeași în poziție, deci e de nu știu câte episoade aici așa. Da, și e și cu... Oprește să ne schimbăm. Domnul Mihai. Ești pregătit, domnul Lupu? Eu sunt pregătit, dar tu ai văzut ce e deasupra ta? Niște goange de ăștia, văzui, le-ai povestit pe aceea. Hai să luăm puțin la volan. Sfinte Volkswagen care ești în Germania, iartă-mi acest păcat! Păi frână de mână? Păi nu e în viteză, dar când am accelerat a pornit. Ok. Ce B? Merge cu spatele? Nu știu ce face B, dar râu merge cu spatele. Cred că e în de la de regenerare mai multă? Sau one pedal brake, nu știu, în fine, popa era bun la lucrurile ăștia, dar nu interesează. Țepo. Nu. EV mod. Și ce zice acolo? EV mod. Ah, bun. Și EV off. Se poate scoate? Uite cine are mașină. I-am scos acest EV mod. Te auto hold-ul. Am scos și de el. De pe la un 80-90 nu mai știi exact reacția pe care o are mașina. Deci este o mașină făcută de să mergi cu ea încet. Deci este o mașină făcută să mergi cu ea încet. Exact. N-am mers cu nicio mașină care să-ți dea feedback-ul ăsta atât de tâmpit. Să nu știi ce faci. Bă, terminați cu filmele ăștia, cu Toyota, cu dragi, cu laci, că nu e chiar, sunt doar filme. Pune mâna și mergeți cu ele în... Puneți mâna și mergeți cu ele în lumea reală și o să fiu uimit de... În fine. Acum, ca și clasă de mașini, asta e un concurent direct pentru Ford Puma. Păi Ford Puma e la în lumină, domnul Lupu, ca... Ca dinamică. Ca dinamică. Nu are tehnologia asta, mă rog. Dar să sperăm că o să vină. Da. Păi și atunci... Pentru ce ți-o iei? Pentru că ai văzut-o promovată în spoturi. Uite, are moduri de condus, fii atent aici. Păi dă-o, domne, pe dinamic, pe ceva. Nu scrie. A, steering assist, astea sunt urțiumbi la ele. Back, aici și back. Aici? Mai pe stânga un pic. Nu sunt moduri de condus, sunt chestiile astea. Aici, aici sunt modurile de condus. Spor, domnul. Dă-i pe spor, domne, să vedem ce se întâmplă. Nimic. Tractorul de la fel în gol. Păi și pe parte dinamică. Servodirecție. Suspensie. A, nu, Mihai. Ce, domnul, nu ți-e frică? Hai, domne, nu mi-e frică cu tine, mi-e frică cu mașina. Aici miroase a groapă de gunoi. Bine, e bine. Ecofren. Are frâne bunicele, așa să știi, nu da, pot să mă... Da. Frânele, da. Sunt curios, totuși, B-ul ăsta de la cutie, ce face? Vezi ce înseamnă să vine pregătit la filmări? Vrei să scoate și ESP-ul? Păi nu e scos? Nu, ți arată aici. Dar nu știu de ce are ăsta, G-monitorul ăsta, ce să-ți arată? Forțele G. Da, în hiu, stânga-dreapta, de pe săgețele. Nu, pe volan acolo, pe săgețele. Da, tu îmi plai pe aici un pic așa. Mută-le pe ce-ți place ție. Crezi că-ți arată ceva interesant, dar nu. Ziceam să vezi acum ce dinamică e asta de... Bă, dar... Mă face să-i zic lui Puma săracu, știi? E foarte dinamic. Ceea ce e greu să spui asta, că nu. Are o dinamică de asta de... Balansează o dată, încă o dată și la al treilea balans se stabilizează. Și are 30.000 de kilometri, 35.000, nu cred că putem vorbi de amortizoare uzate sau... B,
Bă, ce înseamnă puterea asta a mediei? Puterea asta de a-ți promova lucrurile altfel decât sunt. Dar complet altfel, nu un pic înfrumusețate. Deci, la câte s-au spus despre mașina asta, ce spune ăla despre căruța lui, ăla e mic pistol cu apă. Măcar ăla mai... Opa! Pe unde luăm? Prin autobuz? Pe unde luăm? Aici? Mai facem și o urcare? Cum vrei! Hai să facem și o urcare! Hai că poate cine știe când mai prinde mașină de asta. Acum se aud lucrurile prin buzunare. Vezi ce înseamnă să n-ai un cauciuc moale, o mochetuță, un ceva în buzunar? Minim... Nu că-s chiar nebun. Bine, sunt uneori. Dom'le, ăsta ești deja la al doilea pas, la faptul că recunoști. Știi? Asta înseamnă că ai trecut de primul pas de acceptanță, știi? Că accepti că ești nebun. Nu mai zic, bă, domnul Lupu, nimic, că iar sunt considerat hater, că iar nu știu ce, că iar nu știu cum. Eee, și acum se înceapă distracția. Nu, nu, va fi nicio distracție, domnul Lupu. Să nu uităm, totuși, are și anvelope all season. Are anvelope da. All season. Bine, Michelin. Dar faptul cum se turează asta te derutează maxim. Adică nu poți să corelezi viteza cu turația cu... și cu dinamica mașinii, știi? Așa dacă o așezi pe viraje, bine, aici e și asfalt proaspăt turnat, stă oarecum, știi? Nu mi-a plăcut pe virajele unde era drumul prost, exact. Oarecum, știi, și bălângânea, știi, pe balast, da. Aici merge. Sus în parcare, să facem experimentul cu telefonul, sau la întoarcere acasă, unde vrei. Hai acolo în parcare, că e aici, unde... Trebuie să ne gândim cum îl facem, de fapt, experimentul. Deci facem un apel telefonic. Da. Pe cine sunăm? Pe domnul Preda. Pe domnul Preda, da. Dar... Lăsăm telefonul... Lăsăm telefonul în mașină și ies eu cu microfonul afară, cu ambele microfoane. Păi da, nu se va auzi convorbirea. A, ba da, se va auzi. Adică, da, se va auzi. Tocmai asta e ideea. Să vedem dacă se aude. Nu, pe un carosabil bun nu merge rău. Adică pe aici, nu merge rău. Dar pe drum de România, pe balans, pe ăștia... Nu trebuie să se poate tura în gol, așa, ce dracu face mașina asta? Apeși un pic pe accelerație, bă, un pic pe accelerație se duce. Bă, zici că e un power shift stricat. Și acum dacă o ții constant, stă la limita acolo, la limita verdeului. Hai să o ținem așa constant. Merge și la viteza asta de drum național, nu? Nu e ca tren de rulare neutru, să zicem, pentru o mașină de dimensiuni. Mai puțin pe drumuri proaste în care balansezi, unde acolo... Dar nu înțeleg cutia asta, efectiv, eu nu înțeleg cum funcționează, ce face, de ce se accelerează așa în gol. Lucru modern. Să întoarcem, de fapt să sunăm pe domnul Preda, dăm telefonul din ușă, de fapt să nu oprim întâi. Da. Să oprim întâi. Hai să încărcăm niște borduri în ea. A? De ce? Ce zici? Lăsați, să nu mai... Ajutăm pe cuplul. Să-mi dai microfonul, te rog. Poftiți. Ușile închise, geamurile închise.
Sună-l pe Popa. Da, într-adevăr, tonul de apel e altfel. Alo? Ridică geam. Se aude, domnul Lupu? Se aude, ce... dacă vrei facem și schimbul, fără nicio problemă. O secundă. Momentan Mihai e un pic de trafic. Nu mai vezi, Popa, nu mai vezi, ți-am spus că nu mai sunt bun ochelari. Nu mai sunt. Uite, sunt aici, pe calea Giulești și plouă. Oh, da. Noi suntem în pădure la Bucovoț și e foarte cald. Ah, păi da, trebuie să vină și ploaia la voi. Băi, se dă drumul astăzi la tronsonul ăla. Abia aștept să... Da, am avut și un pic de trafic, Mihai. Dar în primă fază chiar s-a auzit. Eu sincer îi spun că fără trafic se înțelegea perfect. Se înțelegea perfect de lângă mașină. Dar trebuie să mai probăm chestia asta și la alte mașini. Da, iar asta se întâmplă din cauza faptului că ușa nu este antifonată. Pentru că mai devreme am ciocănit în ușă și s-a auzit sunetul de gol. Eu nu mi-aș lua o mașină ca asta pentru nimic în lume. Pentru nimic în lume. Nu văd rostul să cheltui atâția bani. Bun, e o tehnologie interesantă, economică, dar restul, pentru ce se dau atât de mulți bani pe ea? Că până la urmă ne întoarcem la rișcă. Rișca este cea mai corectă, pentru că îți oferă totul pe curent la bani puțini. Nouă. Ce consum crezi că scoatem la ea? Un 7 jumate. Nu cred așa. Merge și pe EV de ăștia de alii. Bine, a mers pe sport. Păi da, bă, Mihai, dar acum uite că nu merge pe niciun EV. Păi am dat-o eu pe sport, uite, hai să o dăm pe EV. Păi dă-o înapoi, EV, atunci aia. EV, un available acum. Cred că nu mai știu cum se face. De aici nu. De aici nu. De aici nu. De aici nu. Nici de aici. Sau de aici, nu? Bă, cum o dăm înapoi? Mai apăsăm pe altceva, nu? Nu. Da, am uitat. A, uite aici scrie mode. Asta stai că ăsta e modul pentru... pentru audio. Da. Domnul Lupu, cum se face? Pe cum a făcut domnul? Nu mai știu. Tot din nimereală. Din nimereală, exact. Drive mode aici, gata. Hai să dăm și pe eco. Că am mers numai pe sport. Da, domne, pe eco, tot mai vine și pe coborâre și fie păi frână regenerativă. De asta, frână regenerativă, tot ce te scrie charge CHG aici. Of. S-a pus și bucata asta de asfalt aici, de ce lipsea, nu pot să-mi dau seama. Totuși, aici, în curba asta, este o... este foarte interesant, vezi, această deviere a îngustare și lățire. Nu știam că drumurile trebuie să aibă aceeași lățime. E... nu? Depinde s-a cine le construiește. S-a întâmplat ceva și pe aici, dar cine mai știe. Ce?
da, frână, regenerativă, dar de motor, adică să... Să dăm pe B, cred, să știi. Ia să vedem pe... Da, pe B ăsta, cred că e... Trebuia să-l sunai pe Popa și nu-l întreba. Da, în ăsta, că se frânează mai tare. Și e tot în charge. Cum ai luat piciorul, se duce în charge. Țaca, baca. Lucruri care... Mie unul nu-mi plac. Nici nu încerc să le înțeleg în esență. Mi se par că te îndepărtează foarte mult de definiția automobilului. Te automatizează în moduri inutile și îți complică exploatarea mașinii pe termen lung. Prin complicări, că sunt lucruri complicate tehnic aici, știi, îmbinarea asta de electronică, mecanică, într-un perpetuum mobile. Și vezi, foarte mult zic, domne, marca asta este extraordinar de bună pe fiabilitate, pe... Să nu uităm că mașinile astea sunt luate de noi. Vorbim despre mașini cumpărate de noi și exploatate în regim de mașină nouă, cu revizii în reprezentanță, cu totul la timp și așa mai departe. Eu vreau să le văd pe la 10-12 ani și 300.000 de kilometri. Că atunci se vede calitatea unui produs auto. Când a trecut peste timp și a făcut rulajul, cu întreținerea necesară și cum se prezintă, atunci ar trebui comparată una cu 300.000 de kilometri față de una nouă. Ia uite cum trece lumea pe roșu pe aici. Bă, nu cred așa ceva. Lasă camera încolo întoarsă. Aici trece multă lume pe roșu. Bun. Pe dacă nu era nimic. Deci bă, ăsta e pentru regenerare. Deținut minte la următoarea mașină. Sau... Păi s-a oprit, că... Nu. No. Mama, asta e agenda mea. Pe da. Bravo. No, în momentul în care o să... Decuplezi telefonul. Nu, nu, că nu filmezi, nu. Stai. Să dăm numărul lui Popa? I l-ai mai dat odată. A făcut grup de WhatsApp cu urmăritorii. Fii la curent cu tot. Da, foarte interesant. Voice recognition not available. Ia, stai. Ia întoarce. Deci am apăsat pe acest buton de voce de pe ecran. Uite, citește tu ce scrie pe ecran. Păi... Îți pune butonul aici, ți-o arată acolo, dar nu funcționează. Și în engleză, că dacă era română, ziceai. Care-i logica? Ia, dă-mă joc un pic, button sensitivity 2. Păi de-aia nu... Na, poftim. Mai spune ceva de inginerii de la Ford, hai, că lăudași. Dacă mă întrebi... Open source, tot ce vrei pe aici. Dacă mă întreb pe mine, prefer dinamică decât limba română. E bine că există. E bine că e, da. Doamne ajută, da. Doamnele ajută. EV mode. Controlul tracțiunii oprit. Frumos. Chiar frumos. Frumos de atât. Cum îl stingi? Păi atâta. Păi nu vreau să-l sting. De ce să-l stingi? Să fie stins. Păi dar nu poți să-l stingi de atât. Stingerea ecran, uite. Cât? Și tot rămâne. Și cum îl opăști? Cum îl aprinzi? ok. Da. Stai, că nu ne-am uitat la cameră. Păi nu, trebuie să dai în marșarier. Probabil când o să ajungem în parcare, o să vedem. Fai de capul meu. Aolo, VGA. E Nokia 6230. Nu, no. Nu, no, nu. No. Nu poți. Chiar nu poți, să știi. Verde. Țipo. De fapt, lasă-o mai încet, că poate vine vreun rătutit ultimul și... Aștept și eu Toyota aia Camry.
chiar mi-o doresc din tot sufletul să vedem acea ucigătoare de pasaturi. Și cu cât interacționez cu procentul ăla de urmăritori care sunt fani ai acestor mărci sau acestei mărci sau a mărcilor asiatice, cu atât îmi dau seama că oamenii chiar nu știu să interpreteze o mașină. Sunt ok toate mașinile care au tehnologie de top, sisteme sofisticate, motoare, oprit pistoane, pornit pistoane, cutii de viteze. Dar care este esența mașinii? Să te ducă, să mergi în confort, în liniște, în siguranță și la nevoie repede. Păi, tu degeaba faci doar ceva dacă nu faci restul. Într-o clasă de elevi, ăla care are 8 la toate materiile, ăla este cel mai bine văzut de toți profesorii. Pentru că ăla care are 10 la matematică și la sport nu poate să sară săritura de pe loc, acolo va avea 3 sau 4 și va veni vara, în august, pe căldura mare, să dea corigență la sport. Bine, ăsta e cel mai general exemplu, așa. Și au și scutire de la medică. E... Da, face o românească. Știi? Lucru pe care, dacă mă întreb pe mine, și asta face o românească. Mare ca asta. Da. Pentru că ți-o dă pe aia. Păi da, dar e fiabilă. Nu se fără mă ca europenele. Știi? E 4.000 de euro o reparație la o cutie de viteze de genul ăsta. Nu se fărâmă toate, nu se fărâmă des. Una din nu știu câte, dar și când se fărâmă, tot 4.000 de euro costă. Și poți fi tu ăla, nenorocosul ăla, știi, nefiabilul ăla. Iar încă o dată o mai spun, în contextul ăsta în care suntem acum și în direcția în care se îndreaptă omenirea, n-avem nevoie decât înapoi de lucruri clasice, de lucruri funcționale, de mașini cu 3 pedale și cât mai simple în funcționare. Și o să vă convingeți singuri în următorii ani de lucrurile astea. Mă întreb, uite, oricât de fan aș fi eu al mașinilor electrice, dacă eram în Ucraina, într-un oraș bombardat care automat rămâne fără curent electric, ce făceam cu acea mașină? Ce făceam cu ea, domnul Lupu? Da, interesantă abordare. Ce faci, Dudu? Sau dacă eram în același oraș cu o mașină cu transmisie automată, care o parcasem într-o pantă în fața blocului meu și timp de o săptămână n-am putut ieși din casă, sau de două săptămâni. Și când mă duc să o pornesc, mașina mea a rămas fără baterie. Pe cine găsesc eu cu cabluri, cu altă mașină să vină să-mi dea curent? Așa că la o rablă din asta manuală, îi dai a doua, pui contactul, apeși pe ambreiaj, o lași pe pantă și când vei lua piciorul de pe ambreiaj, mașina va porni. Da. Bun. Astea fiind spuse, Toyota e pentru popa. Sunați-l, abonați-vă la canalul lui. Ce trebuie să mai facem? Să arătăm pe aici cifrele. Consumul. Deci aia cu telefonul o făcurăm. Domnul Preda? Da, să trăiți, spuneți, vă rog. Ce faceți, domne? Ce să fac, domnule? O secundă. O secundă, domnul, domnul Preda. Să trăiți, terminați lucrarea tot. Dar cum să nu? Sunt aceea cu domnul Lup într-o filmare și facem un experiment, să probăm ceva la un... Asta e, o greșit. Ba nu că e foarte bine timingul. Nu ține celularul, la brâu. Da, da, domnule. Multă sănătate. Să trăiți. Hai, domnul Lup, aici să vedem și consumul. Și ce mai zice această Toyota? Îți predau utilajul. Dăm și microfonul. Ia și un microfon. Ia, butonează pe aceea, pe aparatele ăștia, ce fac? Pe unde? Aici. Călătorie care? Asta, 5. Curent. Curent. Asta e că trebuie... Închide ușa. Că trebuie umblat aici. Că aici ți arată ceva. Monitorizare energie. Motor G până la odihnă. Dacă ți arăta asta aici cu până la odihnă pe verde, chiar era, știi tu. Unde ești, bă, frate? Nu, așa, hai că ești bine. Nu, bă, mai sus e. Aici, nu aici. Ah, 5,8. Bun.
Da. Pentru dimensiunile ei, 33 de kilometri viteză, cât am mers? 40 de minute. Am mers eu. Nu e rău, adică e bine. Dar e derutant cum merge. Dar din nou, știi cât are mașina mea pe ultimii 4.000 de kilometri consum mediu? 5,6. 9. Astea fiind spuse, trebuie să vă abonați în continuare la canalul nostru. Viitorul e acolo, dar e încă nesigur. Și momentan trebuie să trăim un pic clasic, o perioadă. Bye, bye! Ciao!